Devotată scenei românești, lucru pentru care a fost supranumită Doamna Teatrului Românesc, Olga Tudorache s-a născut în Oituz, județul Bacău, la 11 octombrie 1929. De la terminarea Institutului de Teatru, la vârsta de 22 de ani, actrița activează neîntrerupt timp de 6 decenii pe scena teatrului bucureștean pentru înregistrări în studiourile radiofonice sau în film, stârnind ropote de aplauze și bucuria spectatorilor. Dați la dracu! Nu plecați odată, șofer mascuțu, descol strada! Uite-o! Ea e singura vinovată, mizerabilă, criminală! Tu ai omorât-o, băieța are dreptate! Ce te colbezi așa? Tu, Iasmo! Tu, ca să te faci grozavă, că știi tot! Ce? Știi tot! Ce? Olga Tudorache este din 1976 conferențiar universitar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, Catedra de Actorie, iar din 1990 și până în 1997, ca profesor, duce la capăt 6 promoții de actori, printre care și cunoscuta Oana Pellea. Extraordinara Olga Tudorache preferă în film roluri de plan 2, dar producțiile românești în care joacă se bucură de o largă audiență din partea publicului. Este cazul filmelor Răzbunarea haiducilor, Profetul, aurul și ardelenii, Tudor, Tusea și junghiul, Nunta însângerată, Femeia visurilor sau Efectul razelor gama asupra anemonelor și câte multe altele. Femeile din viața lui au mâncat zilele. Și-a avut grijă să nu-i rămână nimic. Sunteți medicul lui? Da, doamnă. Toată viața a trebuit să scot cuvintele cu cleștele din gură, mama. Și acum vorbesc cu tine și nu mă auzi. Și nu l-am certat, nu l-am bătut. Niciodată, nici eu, nici bărbatul meu. Cu un talent absolut de necontestat, actrița Olga Tudorache a făcut și regie pe o bună parte a unor producții teatrale. Pentru întreaga ei activitate a fost recompensată recent de către principesa Margareta a României, fiica regelui Mihai, cu decorația regală Nihil Sine Deo.